Forfotă mare în piețele severinene. Odată cu sosirea toamnei, gospodinele au început să colinde centrele agroalimentare pentru a cumpăra cele necesare preparatelor conservate de iarnă. În plin sezon de conserve pentru iarnă, gospodinele pregătesc tot felul de bunătăți. Deja au început să pună în borcane la beci gustul bogat al verii de care se vor bucura în sezonul rece. Au făcut ardei, au făcut pastă de ardei, bulion, tocană de legume, zacuscă. Vi se par prețurile? Cam piperate, dar ce să facem? Trebuie să facem și pe ăștia. Ați început pregătirile de toamnă? Da. Ce ați făcut? Capia, castraveți, zacuscă. Cum vi se par prețurile? Accesibile. În fiecare început de toamnă, gospodinele se înarmează cu răbdare și pornesc în piață în căutarea celor mai arătoase legume și fructe la cele mai bune prețuri. De la roșii, ardei, vinete, ordovlecei pentru zacuscă, la gogoșari pentru murat. Acestea își încarcă sacoșele și bagă mâna adânc în portofel pentru a-și umple cămările. Că zacuscă am făcut atât. În rest n-am făcut nimic. Mă uitai acum pe la gogoșari, pe la... Da, foarte scumpe toate. Urmează să mai faci ceva? Da, vreau să mai fac zacuscă și să fac murături. Indiferent de venituri, severinencele sunt adevărate gospodine, alegând cu grijă cele mai bune legume pentru murăturile de iarnă, preferând să le pregătească după rețete proprii, ci nu să le cumpere gata făcute direct din magazine.